rugăm pe domnul profesor universitar Dr. Ioan Tănciulescu, întâi cu Șanti. Așa este. Vă rog, Șanti Nilaia. Spun și eu bună ziua, bine v-am găsit. Dacă îmi permiteți, o să-și ating fizic antologia despre care voi spune câteva cuvinte. Am avut un format PDF și abia așteptam să o țin în palme. Și încep prin a vă spune că dacă ar fi să denumesc cumva succinta mea alocuțiune pe care mărturisesc acum o culeg din aura cărții, i-aș spune poate români de Nobel. Sau ca să fie mai exact pe tema întâlnirii noastre, scriitori români de Nobel. De ce spun asta? Par cuvinte un pic prea mari. Poate pentru că însă și antologia amintește în paginile sale de ceea ce Laurențiu Ulici afirma în cartea, în volumul Nobel contra Nobel, exact, că odată cu Ion Luca Caragiale, cu Rebreanu, cu Arghezi, cu Blaga, odată cu Sorescu și pe capătul dinspre cerul acestei enumerări îl regăsim pe Nichita Stănescu, literatura română s-ar fi putut îmbogăți cu premiul Nobel. Astfel încât astăzi am putea spune că suprafața aceasta de prestigiu a literaturii române s-a îmbogățit nemăsurat pe verticala devenirii ei, câtă vreme pe orizontala ei am putea spune că încă sunt căile obliterate. Nu o să intru prea mult în acest subiect. O să merg direct la antologie. Știu, răsfoim paginile ei, că domnul Nicolae Băciuț, scriitorul Nicolae Băciuț, pe lângă truda de a aduna textele din aproape un deceniu de posteritate, Nichita Stănescuiană, și-a asumat cumva misiunea de a aduce în actualitate iese, dar de a pune cumva farul conștiinței contemporaneității și mai mult pe viața și pe opera lui Nichita Stănescu. Asta pentru că Nichita Stănescu a marcat literatura română, spun literatura pentru că nu a fost doar poet, a fost și eseist, pentru faptul că a marcat generațiile de aspiranți la literatură, și cred că nu greșesc dacă spun că mulți dintre ei au confirmat. O să mă opresc să amintesc doar ediția din 2014 a Festivalului Internațional Nichita Stănescu de la Ploiești, când domnul profesor Nicolae Băciuț a primit marele premiu al festivalului și cu această misiune a apărut Întoarcerea lui Enchidu. De asemenea, textele adunate de-a lungul acestui deceniu pe care l-am pomenit, odată cu fondarea revistei Noam, la îndemână, dar o să facem suplimentul Vatra Veche, și revistă dublată în ultimii ani de apariția acestui supliment, care marchează fiecare ediție a Festivalului Internațional de Poezie Nichita Stănescu, domnul profesor pune într-un dialog statornic continuu pe poetul Nichita Stănescu cu cititorii publicației. O să vorbesc puțin, în trei cuvinte doar, pentru că nu vreau să împietez timpul. Timpul acela de sacralitate, timpul de liniște, în care nădăjduiesc că fiecare dintre dumneavoastră veți ține în mână cartea și veți intra în aura poetului Nichita Stănescu. Prin urmare, o să mai spun doar că antologie, îmi vine greu să spun antologie, îmi vine greu să spun, pentru că am răspuit că este o carte care vine în siajul multor altor scrie ce și-au însușit această misiune. Este structurată pe trei paliere. Primul palier este cel biografic, și veți constata că este de o bogăție și de o nuanțare fantastică. Cel de-al doilea palier este cel al povestirilor cu
și despre Nichita Stănescu, bineînțeles semnate de cei care au avut marele dar, că e un dat să stai față în față cu, nu numai cu Nichita Stănescu, dar e un mare dat de sus să stai față în față cu cei care s-au strecurat și au strecurat sinea în marea literatură. Deci este palierul povestilor cu și despre Nichita Stănescu și cel din urmă, palierul receptărilor critice. La acestea două din urmă vă mărturisesc ce am simțit eu, că și noi, cei care ne uităm așa cumva cu ochi și putezători și temători către marea literatură, putem primi crâmpeie din eternitatea lui Nichita Stănescu prin aceste încercări timide ale noastre de hermeneutică. O să-i dau cuvântul domnului profesor Traian Tinorel Stănciulescu, că tot am spus de hermeneutică, asociez acestei discipline și semiotica, pentru ca să facem un pas în plus de îmbogățire spirituală. Urez antologiei, cărții, ceea ce merită un drum vast, un drum profund în inimile cititorilor. Îngăduiți-mă să vă salut cu palma pe inimă, în fața străbunii, cu palma pe inimă, cum trebuie să fac acum, pentru a ține în palmă o carte. O carte pe care îmi îngădui, de fapt nu mă îngădui, ci pur și simplu vreau să o mângâi, pe care vreau să o drăgălesc, cum ar fi spus mama, de dincolo de tot, limbajul basarabiei dulce și diminutival. Pentru că această carte este eu. El este eu. Este o carte care se cheamă Întoarcerea lacrimei, dăruită poetului Grigore Vieru de către poetul Nicolae Băciuț, pe care acum, încă o dată cu palma de inimă, îl salut spunându-i: bine ai venit, frăcioare! Bună să-ți fie inima, precum îți este căutătura, ochi, inima, totul. Așa încât, dacă aș justifica de ce mi-e drag să mângâi cartea lui, cartea noastră, cartea cerului pământ, aș spune că privind-o, ca semioticean, și apoi înțelegând-o ca om de spirit, ca român. Pentru că ea poartă, deasupra tuturor celor văzute, poartă vibrația cuvântului dintr-un început. Acel cuvânt din care toți ne naștem, inclusiv cerurile și pământul. Iar spunând cerurile, păi spune cele două orizonturi, parcă sunt două și aici, în care s-au născut frații noștri de peste Prut, în care ne-am născut noi de dincoacele, de Prut într-un întreg, care nu-i deloc separat. Și asta e cea din tâi sugestie. Cea de mai apoi este că ne confruntăm cu un nume care între timp ne confruntăm. Suntem alături de un nume care între timp a devenit statuie. Statuie. Grigore Vierul. Iar pe Nicolae ce să spun? Am să spun că s-a întâmplat ca tipul să adune 40 de ani de când ne știm, pentru că nu pot să nu amintesc măcar în clipă Nicolae, când împreună cu Mihai Sin, cu alți reprezentanți ai zonei care se așeza în Deva, în Hunedoara, unde și eu eram pe atunci, după 1980, și ctitorisem cenaclul care se numea Flacăra al scriitorilor din Hunedoara, în 1954, mult mai înainte de a lui Păunescu. Așa încât acolo ne întâlneam, împărtășeam, dăruiam, făceam pagini în jurnalul V3, care între timp a devenit atât de veche și atât de frumoasă.
E, cu toate acestea ne-am întâlnit acum ca să-i spunem cărții, bine ai venit carte, mi-ești dragă, pentru că tu ești eu. Și atunci ar trebui să ne întrebăm de ce lacrima, de ce întoarcerea la lacrima? Și am să spun, așa cum ar trebui să văd acum, exact în termenii pe care i-a formulat poetul. Adică Grigore Vieru spunând așa, dăruind-o părinților mai înainte de toate. Și cred că a scris-o pe prima sau a doua pagină spunând așa, o, ce frumoși ne sunt părinții, părinții tăi, părinții mei. Pentru că lor le datorăm lacrima. Așa frumoși sunt numai sfinții, numai ființa lacrimei. Iată, am citat exact. Deci este cea din tâi lacrimă pentru că pe care am recuperat-o din carte, pentru că apoi pe celălalt capăt de pod, cealaltă secvență a poemei care este cartea, să spun tot în termenii lui Grigore Vieru, mărturisesc că românul care nu aude lacrimile celorlalți, altui român, nu mă interesează. Deci, morala e că trebuie să-l auzim pe celălalt și atunci când plânge, sau poate mai ales atunci. Iar în cele din urmă, nu pot să nu secventez epitaful de lacrimă pe care Nicolae însuși îl dăruiește într-un singur vers. Îl putem urî, îl putem invidia, de veche rămâne lângă lacrima mea. Iată câte lacrimi au îngăduit acestei cărți să fie. Și atunci ar trebui să ne întrebăm, și totuși, cum s-a născut această împlinire într-o lacrimă? Această carte venită de undeva, și știu de unde a venit, că am citit în carte. Adică a venit din aducerea aminte a lui Vieru, care spunea, cum spunea frăcioare, clipiți, veniți, strigați către noi, strigați către mine. Adică e ca un strigăt pe care întâmplător Nicolae Băciuț l-a auzit din titlul unei cărți de-a lui Vieru, zicând, Doamne, dar noi încă putem, noi încă putem să ne aducem aminte de România mare și mai mare, România dodoloață, cum ar fi spus Blaga, acum o spune Ioana Aurel Pop în textul volumului, zicând așa, a sosit timpul să facem ceea ce poate încă n-am făcut, dar încă avem răgaz făcând odată cu poetul. Pentru că din răstriște, din greutate, din angoasă, din suferință s-a născut viața lui Grigore Vieru. Pentru că atunci când spune că cel de tâi vers al meu, al lui, a fost vino tu, vino tu, nu te du, nu te du, era dăruit mamei sale, avea câțiva ani, iar mama sa era datoare să meargă o zi, două, cu căruța, să aducă o palmă de grâne, o palmă de nuci, să-și hrănească copiii în timpul foametei celei mari. Iar copiii stăteau atunci și își aminteam că singura limbă a laptelui dulce era primit de la mama și acesta era limbajul lui Dumnezeu pe care l-am moștenit cu toți și pe care acum îl aducem aminte. Și atunci, având această poemă a cuvântului prin lapte de mamă, Vieru spunea că eu n-am avut niciodată o altă echipă, niciun alt politic partid, nici o altă grupare decât aceea a limbii române. Și atunci, cu această limbă, am crescut dăruind-o mai departe. Chiar și atunci când am fost confruntați cu nevoia de a o scrie în limba latină, în limba românilor dintotdeauna, n-am avut, mărturisesc, mașină de scris, zicea Vieru. Și a trebuit să mergem la București ca să luăm o mașină cu tastatură românească. Ministerul
n-a rezolvat problema, era încă prea grea o mașină de scris pe atunci. Și atunci cred că Vasile Țepordei sau Țepordel, un preot, a luat de la mașina lui literele, le-a desprins, le-a pus într-o punguță și a zis, luați frățior și scrieți literatură și artă, ceea ce aveți de făcut. Și așa a fost să fie. Drept care, de atunci nu mai îmi este teamă, pentru că noi n-am învățat să vorbim românește pentru că ne-ar fi învățat altcineva, ci pentru că am avut în sângele nostru această vorbire, de aceea nu mai îmi este teamă acum și nu mi este teamă pentru că dincolo de orice trăire omenească este nemurire. Și aici parcă trebuie să-i mulțumim noi că într-o carte pe care o săvârșim, dincolo de teamă nemurirea, îi găsim pe toți frații noștri. Și atunci ce ar mai cuprinde cartea? În mod simplu îl primește și îl privește pe vierul care este într-o propoziție, poate fi descris așa. Pământul și cerul, unde ființează vierul. Ce nume românesc, nu vreau să-l dezlușesc, pentru că el vine de la vie, de la viață, de la strugure, de la tot. Însă vreau să mă amintesc un singur lucru pe care, într-un absolut admirabil interviu, Nicolae Băciuț l-a semnat. E adevărat că a fost dat mai departe și de un impostor care l-a jefuit, dându-l de 3, 4, 5 ori prin alte publicații, dar frăcioare, fericiți cei cărora li se fură textul spre a fi dat în sensul bun al cuvântului de receptare. Noi am receptat ce a spus vierul prin tine, așa că să iertăm că cel de sus știe ce face. Și atunci, aș vrea să amintesc acum în încheierea poveștii că ai pus o întrebare extraordinară în interviul acesta, în care ai zis așa, avem o patrie de cuvinte întreagă, când credeți că am putea avea o patrie de pământ întreagă? Adică când cuvântul va dobândi statornicia pământului. Iar Vieru a răspuns așa, spunând mai direct, nici că se putea. Când intru într-o clasă de copii din clasa întâia, întreb, voi ce sunteți? Moldoveni sau români? Și toți într-un cor strigă, români! Români! Deci, dragilor, răspunsul meu este, noi suntem pregătiți. Trebuie să fie și țara pregătită să ne primească. Și atunci, cu această menire pe care tot el și mi-e drag am găsit, inclusiv acest cuvânt pe care îl folosesc cu mare bucurie, de împreună. A spus, numai împreună putem să facem acest lucru. Iar eu, prelund, poate gândul lui Malraux, a spune că vom fi împreună sau nu vom fi deloc. Deci cu această menire, volumul care are o sumedenie de alte, să spunem, contribuții în care scriitori, literați și așa mai departe își spun gândurile istorice despre ceea ce a fost și ce este excelența românească, crezul acestui domn, crezul unei echipe de români care știu că românii sunt, pentru această bucurie de a primi încă o dată noima lui împreună, noima cuvântului de neam, noima aspirației de neam, vă promit, de fapt nici nu promit, ci pur și simplu am să iau cartea, am să o așez în inima mea și am să o duc acasă, acolo unde lucrurile se aștern în taina tăcerii și bucuriei de a fi. Mulțumesc! Nu putem încheia această intervenție atât de frumoasă decât cu Jantininaia, cu un poem, nu? Și apoi da. Domnul profesor. Un poem din două, pentru că l-am invitat și pe domnul profesor să mă susțină. Ați observat că emoția mea a dat pe din afară, cu gândul la acest moment în care îmi permit să dăruiesc un poem domnului profesor Nicolae Băciuț. De emoție, mă bucur că nu am spus cramer contra cramer,
în loc de Nobel contra Nobel. Iar poemul se cheamă doar ce-am trăit frumos, semnat de Shanti, ca să-l dăruim tuturor. Pentru că nu găseam o modalitate de a cuprinde totul într-un segment spiritual atât de concentrat și înălțător. Se scurge veacul către fiecare. Din el ne luăm povară sau alin. Și nu-i un semn de punct ori de întrebare. Spre unde, Doamne, plec? De unde vin? Îmi amintesc angelica mea lume. Eram doar frați cu toți când ne-am ales ca roade pe pământ să fim anume. Și ne-am luat lecții să găsim un sens. În câte sunt fațete și reversuri, în câte viețuiesc prin mers sau zbor, am coborât să umplem de înțelesuri și apoi să ne întoarcem la izvor. Din ce e bun și rău, ce e lumină, din ce e întuneric, viu să știm, să le înțelegem până în rădăcină și așa, crezând în moarte, să murim. Dar pagini vin acum să le enumăr. Sunt fluture pe cer din palma sa. Ce știe că-s iluzii și-s de humă aceste gânduri? Noi le-o înălța. Întorși pe rând acasă în nemurire, iar frați, iar îngeri, părți de cer vom fi. Și din deșertăciuni, din amăgire, dar ce-am trăit frumos, ne-o-mi aminti. Și din deșertăciuni, din amăgire, doar ce-am trăit frumos, ne-o-mi aminti. Emoționant. Aveam un... Îl mai ai cântec cu acela? Mai are un cântec, da. Aha. Dacă vreți acum, vă rog. Se potrivește foarte, da, bine. Asta și fost. Înainte de domnul profesor, care va încheia partea de prezentare. Vă rog. Am gândit ca și prin muzică. Știu, v-a gândit la dumneavoastră aceasta frumoasă. Se întâmplă prin valsul inimii al poetului nostru de sunet de dincolo. Eugen Doga. Așa. Profesor, e greu, e ușor, e rândul dumneavoastră. Sunteți bineveniți la Iași. Sunteți
un prieten al Iașului. Evenimentul de mâine va fi în preajma și cu dumneavoastră, dincolo de ora 10 când veți primi diploma de onoare. La 17 veți fi prezent la ceea ce înseamnă 33 de ani de presă la Iași. Eu, cu onoare și cu respect, vă mulțumim pentru acest lucru, mai ales că acolo vă vom lăuda și noi un pic, dar până mâine aveți cuvântul astăzi. Mulțumesc tare mult! Sunt cardiac, dar mă tratez. Emoțiile sunt mult prea mari ca să-mi țin în inima ritmurile ei normale. O să o las să își facă de cap. Merită, meritați dumneavoastră. Merită acest moment, spun eu, pentru mine memorabil, antologic. Și dacă mai credem în dimensiunile temporare, atunci să-i spunem și acest moment pentru mine de dus până la capătul vieții, ca pe una dintre bijuteriile sufletești care mi-au fost dăruite. Nu pot să nu spun înainte de toate, mulțumesc domnul Petru Frasilă, dacă domnia ta nu ai fi existat, noi nu eram astăzi aici. Eu nu eram astăzi aici. Poate că Iași ar fi fost cu siguranță mai sărac decât ar trebui să fie sufletul celor care nu cred în cultură. Cel mai greu mi-a fost în timp ce vă ascultam și pe dumneavoastră și pe domnul Fidiță Carp și pe Șanti Nilaia și pe domnul Stănciulescu, să-mi reprim pornirea de a răspunde, fiindcă dacă aș fi răspuns, cu siguranță că lucrurile s-ar fi dat peste cap. Am lucrat 15 ani în televiziune și știu ce înseamnă să întorci lucrurile dincolo de regie, dincolo de ceea ce este gândit inițial. Și atunci am lăsat lucrurile să curgă, urmând să mă răzbun. Acum să vă spun multe dintre cele care ar fi trebuit să fie spuse atunci ca replică. Poate că ar fi și interesant dacă am face un dialog mai mult decât o prezentare de carte. Sună destul de ciudat prezentare de carte sau prezentare de cărți. Nu pot să merg mai departe până nu-l salut pe un poet drag inimii mele, Iulian Filip, m-a sunat pe drum, zice: bătut, unde ești, vin să te văd. Este o minune, i-am spus că a coborât Dumnezeu pe pământ dacă se întâmplă astfel de lucruri și îl aduce pe Iulian Filip să mă vadă, el fiind un drag de 1000 de ani, nu doar de acum. În timp ce mâine vor veni de bunăvoie și nesiliți de nimeni, o armată de mureșeni, sibieni, albaiulieni, bistriseni, în costume populare, să fie alături de mine. Nici nu știu ce să zic, oare chiar atât de mult mi se cuvine, fiindcă este un gest pentru mine greu de cuantificat. Ce să le spun unor oameni, unii scriitori, alții ziariști, dar mulți dintre ei oameni simpli, cu pensii de CAP, care și-au rupt din aceste pensii să vină la Iași, fiindcă e mare sărbătoare. Vin să fie alături de Nicolae Băciuț. Înseamnă că și ei sunt ai mei și lor li se datorează ceea ce Iașiul a făcut pentru mine. Primul mureșan în istoria noastră, care a fost distins altfel. E pentru prima oară când prezint cărți la Iași. Deși vin la Iași din anii studenției, când ne luptam plin de elanul și plin de glorie încă în noi nemărturisită, cu Liviu Antonese, Lucian Vasiliu, Valeriu Gherghel, Mihai Ursache, Emil Brumaru,
o echipă extraordinară cu care începeam noi să naștem încă o dată lumea poeziei și în felul acesta noi să căpătăm glorie și să luăm locul celor de dinaintea noastră. Într-o dulce naivitate firește, fiindcă nu vreau să luăm locul nimănui, vreau să continuăm ceea ce merita continuat. Am atât de multe de spus încât nu știu ce să aleg, știu cât de prețios este timpul. Dar pot să vorbesc până mai rămâne cineva în sală. Și dacă nu mai rămâne nimeni, o să vorbesc singur, fiindcă nu prinzi toată ziua o sală atât de bună. Știu în bună măsură cine sunteți și ar fi păcat să nu stăm de vorbă atunci când ni se oferă o astfel de ocazie. O să vorbim, nu o să vorbesc numai eu, o să vă provoc. Sunt un provocator de meserie, pentru că am scris o istorie a literaturii române contemporane în interviuri. 1000 de pagini am publicat deja din această istorie, singura istorie de acest fel. Mai sunt istorii adunate din interviuri de prin presă. Istoria mea este o istorie de autor, cu autori mari, de la cine vreți. De la Eugen Barbu la Nichita Stănescu, de la Marin Sorescu la Ana Blandiana. Ce a fost mai greu în literatura română a intrat între coperțile acestea de istorie a literaturii române contemporane în interviuri. Mai sunt încă 1000 de pagini. Își vor găsi și ele, sper cât mai repede, locul, pentru că dialogurile mele n-au fost despre banalități din viețile și patimile scriitorilor, ci au fost întrebări și răspunsuri care să lase urme. Cea mai frumoasă replică a fost cea care a venit dinspre Nichita, dacă tot e vorba de Nichita, văzându-mă el atât de timid, era totuși Nichita. Ce bătrâne, întreabă-mă ce vrei, că eu tot ce vreau îți răspund. Iar Laurențiu Ulis zice, dar ce te crezi tu? Tot îmi pui întrebări. Ia să spun și eu întrebări. Și din interviul meu cu Laurențiu Ulis s-a transformat în interviul lui Laurențiu Ulis cu Nicolae Băciuț. Au fost atât de multe întâmplări frumoase care au venit din dorința mea de a cunoaște scriitori. Din dorința mea de a cunoaște cititori. De a cunoaște oameni care cred în literatură ca unul dintre lucrurile alături de credință care ne pot mântui. Și eu cred că ne putem mântui prin cultură. Ne putem mântui prin literatură și sunteți mărturisitori. Scriitori, jurnaliști și vă veți mântui. Cred acest lucru și nu sunt de partea celor care au tot felul de scenarii ale neantizării noastre, ale dispariției. Eu încă mai cred într-o coincidență a patriei de pământ cu patria de cuvinte, adică mai văd o țară de cuvinte peste aceeași țară de pământ, o văd întreagă, mai devreme sau mai târziu ea va fi, nu știu cum, dar va fi, fiindcă nu ne-au răzbit secolele la rând și am rezistat, am rămas în picioare. De ce au apărut aceste cărți? Eu am scris foarte mult la viața mea, îmi cer iertare pentru că am scris doar atât. Poate că ar fi trebuit să scriu mai mult. Poezie, critică și istorie literară, albume, monografii, publicistică, cărți de interviuri. Am scris atât cât am crezut că am ceva de spus. Și câtă vreme
am crezut că scrisul nu e un mod din care să trăiesc, ci prin care să pot să trăiesc eu, să viețuiesc, să supraviețuiesc, dacă vreți. De la Florin Mugur, unii dintre dumneavoastră l-au cunoscut, am primit una dintre lecțiile esențiale, nevoia de dialog cu scriitorii care sunt între noi și care au spus ceva în largul literaturii române. Așa am ajuns la Nichita Stănescu. Și această carte, care este o antologie, nu este una care să vină cu o noutate, pentru că în spatele ei mai sunt alte trei și în spatele celor trei mai sunt alte 6 suplimente ale revistei Vatra Veche dedicate lui Nichita Stănescu. Dar lui Nichita Stănescu îi datorez extraordinar de mult. De la el am primit o lecție esențială. Spunea domnul Firiță Carp că nu știe cum să vorbească despre mine. Nichita Stănescu mi-a făcut un portret și ce credeți că a scris sub el? Al meu privit de-al său. Cam asta, dacă spunea domnul Firiță, era de ajuns. Al meu privit de-al său. L-am căutat pe Nichita Stănescu acasă, în Piața Amzei, și cred că Dumnezeu a fost cel care a binecuvântat clipa gândului de a merge să-l caut pe Nichita. După ce am înregistrat, a venit și Maria Luiza Cristescu, au făcut și ei între ei un dialog. L-am întrebat pe Nichita Stănescu și de aceea vă spun că m-a marcat, nu numai pe mine, probabil pe mulți, l-am întrebat cum vede viitorul poeziei românești. Și el a spus, fără echivoc, întoarcerea la Eminescu. N-am prea înțeles eu atunci mesajul lui Nichita Stănescu și ca să mă convingă de spusele lui, după interviu am ieșit pe străzile Bucureștiului, mi-a arătat pe unde a locuit Slavici și Caragiale, unde la Slavici acasă spunea el că Eminescu a scris Camadeva și atunci Nichita, cu retorica e binecunoscut, a început mie, eu, un student, fiindcă eram student, să-mi spună Camadeva. Cu durerile iubirii voi în sufletul să-mi vindic, l-am chemat în somn pe Cama. Camadeva, zeul indic. El veni, flăcăul mândru, călărind un papagal, având zâmbetul fățarnic pe-a lui buze de coral. Aripi are, iar în tolbă el păstrează ca săgeți numai flori înveninate de la gangere măreț. Pus o floare atunci în arcul, mă lovi cu ea în piept. Și de atunci, în orice noapte, plâng pe patul meu deștept. Cu săgeata e otrăvit, a venit ca să ne certe fiul cerului albastru și al iluziei deșerte. Vroia să mă convingă Nichita de modernitatea lui Eminescu și de nevoia întoarcerii la Eminescu. Nu doar la Eminescul poetul, la Eminescul ziaristul, la Eminescul nu ne place, e uzat destul de mult, omul de plin al literaturii române. E uzată această etichetă, dar este atât de frumoasă încât nu ne putem refuza. E adevărată. A fost momentul în care am rămas legat de Nichita Stănescu pe viață. În 1982, Nichita Stănescu primea la Struga premiul Cununa de Aur. Terminase facultatea, încă nu eram prezent, nu m-am prezentat la post. Festivitatea era la sfârșit de august, nu aveam nici pașaport și vreau să merg la Struga. În marea mea iubire pentru Nichita, m-am dus până la Struga, de la Târgu Mureș, pe jos mai mult, cu căruță, în remorcă,
în camion, în tot felul de mașini. Dorul de Nikita a fost atât de puternic, poate și într-un soi de presimțire, dacă vreți. Nu m-am gândit niciodată până în clipa asta la acest lucru. Pentru că în decembrie următor Nikita murea. Dacă eu nu m-aș fi dus în 82 la Struga, ratam cea mai mare întâlnire a vieții mele cu un scriitor. Cărțile lui îmi sunt cărți de căpătâi. Și apoi, întorcându-ne la Eminescu, tot el ne-a dat o lecție supremă despre nevoia de Eminescu. Vă știți cu toții. Să ne împrietenim cu Eminescu, sărutându-i versul, iar nu slăvindu-l de neînțeles. Căci ce-a fost el, n-a fost teres. Și sărutare de pământ îi fuse mersul. Să-l punem între vii. Căci este viu, bolnav de frumusețea mamei mele, de cerurile ce nasc numai stele, de ierburi ce cuprind nisipul în pustiu. Să-l întrebăm pe Eminescu dacă doarme bine în patul inimilor noastre și dacă vinul sângelui are vechime și dacă mările îi sunt albastre și dacă peștii sunt la stelelor cu coadă și coada umbrei propriilor înalți. Ne-a adunat pe noi ceilalți în jurul verbului curat, rostit de el și murmurat de noi. De noi ai lui, de el al nostru. Nikita Sănescu mi-a dat, spun eu, cel mai important premiu, ca recunoaștere a iubirii mele pentru el. Pentru că marele premiu pentru poezie din 2014, președinte de jurile academician Eugen Simion, n-am trimis cărți, au fost nominalizări, s-au ales. Cred că numai Nikita a lucrat și a spus, asta este răsplata pentru iubirea ta pentru mine. E un premiu care înseamnă foarte mult pentru mine și peste 3 zile voi prezenta pe cel care va primi marele premiu, nu știu dacă am voie să-l deconspir, poet foarte important și el, echinoxist și el, într-un lanț acesta al recunoștinței față de ceea ce înseamnă Nikita Sănescu pentru noi. Am adunat între coperțile de carte aceasta, fiindcă, repet, mai sunt 3 înaintea ei, mărturii doamna Șanti a prins foarte bine stratificarea cărții, și mărturii legate de biografia lui și confesiunea ale altora despre Nikita și, nu în ultimul rând, texte critice despre poezia lui. E un roman, nu e o carte, nu e o antologie de texte despre Nikita, e o poveste. Așa am gândit-o în așa fel, încât ea să aibă ritm și să nu-ți vină să o lași din mână. E îmi e o carte dragă și n-are nici 3 zile de când a apărut, încă e fierbinte. E mărturisirea mea pentru dragostea pentru Nikita Sănescu. Am mai făcut gesturile pe care le-am făcut legate de Nikita, nu e singurul, mai am câteva cărți despre autorii importanți și interviuri, inclusiv cu părintele Nicolae Steinhardt, pentru că la noi uitarea este pandemică. Uităm foarte repede valorile noastre, în loc să le luăm drept referință și să le punem la dispoziție ca modele altora,
dăm repede cu bidineaua și punem floricele manelizând viața și nevoia noastră de frumos. Cu Grigore Vieru lucrurile sunt în același orizont al iubirii și al prețuirii, la alt nivel și cu alte ținte. Cred că sunt printre puțini care mai sunt în viață dintre cei care l-au cunoscut pe Nichita Stănescu. Printre puțini, nu am spus singur. Mai sunt câțiva, din ce în ce mai puțini. Ne adunăm prin scădere. Grigore Vieru este atât de viu cum nu vă puteți imagina. Întâmplarea dintr-o localitate de lângă Chișinău, la o întâlnire literară, unde am făcut un mic recital din poezia lui Grigore Vieru, m-a făcut să descoper cel mai frumos cor vorbit pe care l-am văzut vreodată. Toți copiii știau toate poeziile pe care eu le spuneam din Grigore Vieru și le rosteau odată cu mine. A fost o minune, așa ceva e greu de imaginat, nu se poate întâmpla. Acest lucru s-a întâmplat. Copiii știau pe Grigore Vieru pe din afară și cred că el este viu dincolo de partea fizică și va mai dăinui încă niște secole, pentru că eu chiar cred că un alt Grigore Vieru sau de înălțimea valorii lui Grigore Vieru greu se va ivi, la fel cum greu se va ivi, cum zicea Călinescu, un alt Eminescu, atât cât omenește, nu spunea Călinescu, se poate prevedea. S-ar putea să nu fie bună previziunea mea, dar cred că Grigore Vieru este un mare poet. El a fost la Târgu Mureș. N-a fost singur, a fost cu Doina și Ionardea Teodorovici. El ne simțea că noi îl simțim, fiindcă noi trăiam aceleași suferințe în lumi diferite. Și s-a legat de Târgu Mureș și de noi. Iulian Filip știe foarte bine că apelativul lui era de frate. Eu eram fratele Nicolae și toți eram frați cu el. Nu ne zicea altcumva. Prenumele și frate, frate Nicolae, frate Grigore și... Nu, ne-am schimbat frăția între noi. A venit la Târgu Mureș și a avut un gând extraordinar. Să creeze pentru fiecare provincie importantă a țării câte un imn. Și a început cu Transilvania. A scris textul, Doina și Ionardea Teodorovici în aceeași zi l-au pus pe muzică și seara s-a difuzat la Radio Târgu Mureș. Cred cele mai frumoase versuri care s-au scris vreodată despre Transilvania. Dacă îmi spuneți altele, îmi retrag cuvintele. Aici se păstrează în toate urmele lui Dumnezeu. Aici fratele e pururea frate la ușor și la greu. Aici e familia sfântă. Ne uitați cei din mormânt. Aici de iubire se cântă și totu-i legământ. Transilvania, Transilvania, patră caldă, luminoasă, Calitania, Calitania destrăveche și frumoasă. N-a fost să mai fie și celelalte imnuri, dar imnul pentru Transilvania era, cred, pentru tot spațiul românesc, fiindcă în tot spațiul românesc se păstrează toate urmele lui Dumnezeu. Am fost de mai multe ori la Chișinău, ne-am văzut de mai multe ori și la Chișinău și la Târgu Mureș. Am înființat la Chișinău cu alți mureșeni o bibliotecă, Biblioteca Târgu Mureș, singura dintr-un cartier de 170.000 de locuitori, Râșcani se cheamă, funcționează, a crescut, arată foarte bine, e singura, a rămas, din păcate, singura bibliotecă românească din cartier. Am transformat podul de flori în pod de carte, fiind convinși că e nevoie de acest pod înainte de toate.
am dialogat cu Grigore Vieru, sigur a fost evocat acel episod în care cineva a luat textul și l-a însușit și l-a publicat peste tot și a zis că e a lui. Și când m-am trezit că primesc de la el textul, la Vatra Veche, ca să-l public, l-am luat, zic, Dumnezeu, i-am scris repede, zic, e inedit înainte de a-l citi. Și când încep să-l citesc, văd că era interviul meu. Atât este culmea hoției, culmea plagiatului. Să plagezi un text și să-l trimiți celui de la care l-ai plagiat ca să ți-l publici. A fost o minune toată povestea. Sigur că l-am iertat, nu te poți supăra pe un dobitor. Ce să te ai zis Dumnezeu cu milă. El era speriat că o să-l dau în judecată și o să-i pies. E om cu funcție înaltă. E în Secretariatul General al Guvernului, ceva pe acolo. Dar, sigur, a crezut că și-a povestit cum i-a trimis lui prin e-mail Grigore Vieru. Grigore Vieru, săracu, nici cu scrisul la mașină nu prea era harnic, dar mi de să umble adresă de e-mail și i-a spus, ia din interviul lui Băcius și fă tu un alt. Da, e o poveste interesantă până la urmă, tragicomică. Am pus și această poveste în carte și am adunat mărturii și în cazul lui ale unora care l-au cunoscut, ale unora care regretă că nu l-au cunoscut și ne-am dus la el acasă. Noi câțiva mureșeni, cei care vor fi și mâine, am sărbătorit în fiecare an ziua limbii române într-o altă localitate cu românii din afara granițelor. Așa ne-am dus la Roma, la columna lui Traian, când am apărut pe străzile Romei, 50 de mureșeni în costume populare s-au speriat, au crezut că au venit dacii să recucerească ce li s-a luat. Au venit acolo și carabinierii s-au învârtit printre noi și când au văzut că începe să cântăm și să spunem poezie, au vrut și ei să cânte și să spună poezie. Toate aceste întâmplări le-am l-au inclus și pe Grigore Vieru, fiindcă ne-am dus la Pererâtan. A fost din nou un moment extraordinar. Ziua Limbii Române sărbătorită la Pererâtan și în acel interviu povestea cum a scris primele versuri. De fapt, nu erau versuri, era ritmul liric al ființei lui. Spunea Grigore Vieru în interviul care e în carte că mama lui mergea la Cernăuți. O să vă spun ceva și de Cernăuți. Și ei erau sărăcuți. Vai și amar de mama lor, tatăl murit pe front, 45, adică pe front în Siberia. Și maica s-a mai adunat câte ceva de vândut și mergea la Cernăuți să aducă de mâncare. Și el stătea la geamul ăla. Nu era casa care e acum amenajată ca muzeu. Era o altă căsuță. Vai și amar de ea. Și el stătea la un geam mic și privea în zare și striga după ea, nu te du, nu te du, nu te du.